Potrivit datelor oferite de Societatea Orbelor din Moldova, doar 300 de persoane cu deficiențe de vedere au un loc de muncă, din numărul total de aproape 9.000. Victor Turculeț din satul Valea Trestieni, din raionul Nisporeni, a reușit să treacă peste toate obstacolele și să-și lanseze propria afacere, o oloiniță. Ați lansat o mică afacere. Cum vă descurcați în situația dumneavoastră? E, cum ne descurcăm? De lucru. Dacă s-o făcă răsărit, avem de lucru. Lucrăm zi la zi cu oameni cu care vin să adresează, noi le facem lor. Cine vă ajută? Băietul, soția. Avem băieți, avem fete, nepoți, ne ajută. Este profitabilă afacerea? Oamenii din sat vin la dumneavoastră să procure ulei? De procurat nu, dar vin fiecare cu a lor, producția lor, răsărita lor. Plata e tot ca și la sela în Tolonț, tot 60 de lei de sut face. Plătesc. Și aveți mulți clienți? E, nu, zicem, dar toți sunt. Uloi bun, uloi rafinat. Bărbatul și-a pierdut vederea în urmă cu 10 ani. Dacă până atunci era solicitat de angajator, lucrurile s-au schimbat atunci când a rămas fără văz. Acest lucru nu l-a descurajat, dar l-a determinat să caute soluții pentru a-și întreține familia. Sprijinul l-a găsit la Centrul pentru Susținerea Businessului pentru Nevăzători, care i-a oferit un grant. N-am auzit de un proiect la radio. Eu am auzit într-o dimineață și am sunat, ne-am adresat și ne-a ajutat. Dar trebuie să întoarcem înapoi jumătate de bani. 1.000 de euro ne-au dat, dar noi jumătate trebuie să întoarcem, am luat asta înapoi. Soția lui Victor mărturisește că împreună se descurcă mai ușor, iar viața îi pare mai ușoară și mai frumoasă. Prin prejurul casei la oloințe ne descurcăm amândoi, când ne mai ajută și ficiorul și merge, când sunt clienți, când nu. Fără nevastă nu faci nimic, dar bine trebuie să cântărească, să se uite, trebuie să numere acolo, să... eu de apăsa pe butoane acolo, de... mă ajunge capul, dar fără vedere, dar mă rog, e greu. Potrivit Societății Orbilor din Moldova, în raionul Nisporeni sunt aproape 150 de persoane care au deficiențe de vedere.